Serie de accidente mortale în țară produse în ultimele ore. O persoană a murit și alte două au fost rănite pe Valea Oltului în această dimineață. Alți doi oameni au decedat într-un accident produs în Caraș-Severin. Pe drumul național 7, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 211 plus 750 de metri, în zona localității Proien din județul Vâlcea, pe un carosabil umed, s-a produs o coliziune între două autotrenuri, unul înmatriculat în Turcia, celălalt în România, fără a fi încărcate cu substanțe periculoase. În urma accidentului, din nefericire, o persoană a decedat, o alta a suferit leziuni grave, iar a treia persoană a suferit leziuni ușoare. Aceste ultime două persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale, iar în acest moment traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cauzele accidentului. Până în acest moment nu se cunosc cauzele producerii evenimentului rutier. Cert este că polițiștii sunt la fața locului și efectuează cercetarea la fața locului pentru a stabili cu exactitate care au fost cauzele producerii evenimentului rutier. În accidentul produs în județul Caraș-Severin, pe DN6, între localitățile Plugova și Mehadia, două persoane au murit în urma impactului a două tiruri. Cetățeanul turc, care se afla în celălalt tir, a fost testat negativ cu aparatul alcool test și a fost transportat cu răni ușoare la spital. Polițiștii au deschis dosar penal și în acest caz.